Salutare, dragi prieteni! Ați venit la ultimul vlog de pe canalul meu. Chiar îmi pare rău să spun. Și cred că vă întrebați de ce e ultimul vlog. Pentru că zilnic primesc comentarii urâte din partea haterilor pe site-urile mele de socializare, pe Instagram, pe YouTube. Și mă afectează asta. Când am început canalul acesta de YouTube, mă gândeam că dacă o să primesc comentarii urâte, nu o să le atrag atenția, adică nu o să le iau în serios, dar pe zi ce trece primesc tot mai multe și mai multe. Eu nu sunt un robot, sunt și eu un om ca voi. Am mâini, am picioare, am ochi, am suflet. Pe mine tot mă afectează asta. Și îmi pare rău de cei copii care chiar mă apreciau, chiar îmi apreciau munca, mi-apreciau videoclipurile. Am avut momente foarte frumoase alături de voi. Mi-am împărtășit gândurile, am făcut vloguri frumoase, am împlinit un an de YouTube, am făcut 2000 de abonați, dar astăzi o să-mi șterg canalul de YouTube. Nu credeam că o să ajung la asta. Pare foarte rău. Voi a fost Valeria. Pe curând. Bau! A fost o farsă. Chiar ați crezut de 1 aprilie. Da. Și chiar am plâns. Chiar am plâns. Știți cât mă chinuiți să fac momente dacă eu plâng? N-aveți idee. Deci da, eu sunt o mincinoasă, nu mincinoasă, dar cred că unii dintre voi poate și-au dat seama, scrieți în comentarii dacă v-ați dat seama. Mi-a luat foarte mult timp să fac ca să pot plânge. Am ascultat piese de-astea mai triste și până la urmă nu s-au primit. Deci da, nu uitați de un like, subscribe și share. Niciodată nu o să șterg canalul de YouTube. Iar pentru hateri, vă iubesc!